Se distribuie pe minunata noastră fată, cântăreață, actriță, Margareta Păzlaru. Și a ieșit un film despre o fată mai ciudată așa, se purta mai neconvențional, să zicem, în societate și vrea să ajungă normal artistă. Cineva de sus a văzut filmul, cred că chiar tovarășa Ceaușescu, a văzut filmul și a spus cum e posibil așa ceva. Și a fost retras de pe ecrane după 2 săptămâni, cred, la Scala a rulat, l-au retras și au apărut și articole de protest în ziare. Protestau niște ziare, niște femei, niște doamne de la Desgo, de la Tânăra Gardă, de la, mă rog, țesătorii. Aveau anumite obiecții. Totul montat de cei care conduceau. Pentru că lumea nu a avut ocazia să vadă acest film. Doamnelor și domnilor, doamna Margareta Păzlaru. Bine ați venit la Nugriză, ce plăcere, ce plăcere. Mă mai recunoști? Amintire, băi, cum se poate? Am amintiri deosebite și acum acest clip pe care l-am văzut mi-a adus aminte de zvonurile care au apărut atunci, dacă mai ții minte, că am avut accident. Bine că n-au ieșit alte vorbe, că dacă ne ieșeau alte vorbe, cine știe pe unde ajungeam. Da, da. Doamna Margareta Păzlaru, ce ați făcut Elenei Ceaușescu de a cenzurat acest film? Eu nu știu, de fapt, cred că a spus, acesta cred că a fost un zvon. Eu am știut că li s-a părut imoral rolul. Da, da, da. Și, pentru acea epocă. Pentru acea epocă. Partea interesantă este că atunci când a revenit filmul, am auzit că a fost coadă, așa, de la 5 dimineața, toată lumea a crezut că am o scenă nud și o scenă de amor și din cauza aceea s-a scos filmul. Asta a fost o altă variantă. Asta am scos-o ca să vină. Da. Nu, dar nici n-a existat așa ceva și după aceea ai mai văzut că au tăiat scena aia. Au crezut că asta a fost. Însă, cum să spun, a fost o școală pentru mine tot ceea ce am reușit să fur de la tine, din meșteșugul tău, așa că te puțin pe aici, pe acolo. Nu, eram și eu la început, Margareta. Nu e adevărat, ai fost cum să zic eu, mare de la început și mă intimida nițel. De ce să te mint? Da, și pentru tu pe mine. De ce? Păi erai Margareta Păzlaru, erai, te adula lumea, striga lumea după erai tine pe marele stradă. Ștefan Iordache. Trebuie să-ți povestesc o întâmplare nostimă din Polonia, după ce s-a suspendat filmul în țară. În Polonia a avut un mare, mare succes și s-a întâmplat să fiu la festivalul de la Sopot și m-am strecurat după perdea, în întuneric, să văd reacția publicului. Și se amuzau, firește, și a fost ceva, o reacție și o surpriză deosebită și despre tine, ce se spunea. Actorul cu mâini frumoase. Să ți le văd. Nu, dar nu tot e bine. Frumoase sunt. Nu e bine. Asta nu numai la femei se de spune. De ce nu e bine? Nu e bine. Și asta e o... Și asta e o ne vorbește de rău? Ne vorbește cineva de rău. Nu ne vorbește oricum, nimeni oricum de rău acum. Nu poți să știi la emisiune. Cu siguranță nimeni nu ne vorbește. Așa e, are mâini foarte frumoase. Cu superstiția domnului Ștefan Iordache. Când o să vadă lumea emisiunea, o să vezi, nu, eu mă spun. Și asta s-a spus în Polonia. Bine, așa s-a spus în Polonia. Polonezi, abar n-au despre ce vorbesc. Încă o dată trebuie să-ți mulțumesc pentru tot ce am învățat de la tine. Eu îți mulțumesc pentru că existi, îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru România, pentru noi, ascultătorii, și să dea Dumnezeu să te aud încă câți ani vrei tu și câți ani vor cei care se uită la noi. Mulțumesc, acum. ținem legătura. Iar noi vă mulțumim din suflet. Eu vă mulțumesc și ne vedem. Ne vedem.